Încă un lot de 15 foști și aleși locali au intrat în colimatorul Agenției Naționale de Integritate pentru incompatibilitate sau conflict de interese. Lista a fost publicată astăzi pe portalul Agenției Naționale de Integritate. Printre aceștia se află și viceprimarul comunei mehedințene Huznicioara, Ion Cosmin Popescu. Vicele pare să fi căzut dintr-o neglijență în plasa Agenției Naționale de Integritate, deoarece nu i-a trecut prin cap că atunci când Consiliul Local l-a ales viceprimar, el ar fi trebuit să nu participe la vot, dar pentru că s-a votat pe el însuși, acum va trebui să dea socoteală temutei agenții. În calitate de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea unei hotărâri în data de 23 iunie 2016, prin care a fost ales viceprimar, încălcând astfel dispozițiile articolului 70 și ale articolului 77 din legea numărul 161/2003, precum și dispozițiile articolului 46 aliniat 1 din legea numărul 215/2001, coroborate cu articolul 75 și articolul 77 aliniat 1 din legea numărul 393/2004. Se arată în comunicatul Agenției Naționale de Integritate. Potrivit legii, prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.